Un milion de lei este suma prejudiciului cauzat bugetului de stat de doi agenți economici care gestionau câteva cafenele din sectorul botanică al capitalei. Oamenii de afacere au ajuns pe mâna poliției. Potrivit oamenilor legii, aceștia ar fi admis scheme frauduloase de însușirea banilor de la clienți privind amplasarea mai multor aparate de curățare a încălțămintei lângă cafenelele administrate. În urma verificărilor s-a constatat că aparatele erau destinate pentru jocuri de noroc și nu pentru curățarea încălțămintei. Clienții fideli procurau fisele de la barmenii cafenele lor, după care jucau la aparatele respective, sub pretextul că și-ar fi curățat încălțămintea. Participând la jocurile de noroc, câștigau monede speciale pe care le restituiau în schimbul sumelor de bani, activități contrar prevederilor legii în vigoare. Persoanele implicate în schema fraudului să urmează a fi sancționată conform legii.